Și dumneavoastră? Da. Și eu afară de aici am pus apa, am pus sare, am pus ulei să nu se lipească și aștept să dea în clocot să-mi bag spaghetele. Gata. Depun în farfurie, atunci pun un pic de cașcaval deasupra și un pic de... Ce cu furculeță, tu? Să pun eu asta să fiarbă. Așa. Pune, pune cu asta, că poți mai, mai repede pui. Bun. Bine cu mâncarea mea. Nu este poftă bună, nu? Da, dar ce avem acolo? Deci ei cu tocăniță. Ok. Pe germană spuneți poftă bună, pe germană? Nu pot să spun. Petit n-apetit. Pet n-apetit. A, așa, na. Lerula, lerula, la, 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 foarte bună, foarte bună. Da, așa suntem obișnuiți, că aici se organizează întotdeauna foarte bine. A, foarte fain, da, e frumos, e plăcut, e o atmosferă caldă, da, e bine. Da, și macaroanele au fost foarte bune, da, felicitări bucătarului care le-a pregătit, da, da, da. N-am termen de comparație, că n-am fost anul trecut. Astăzi a fost super, dar probabil că de fiecare dată a fost foarte bine. A fost foarte bine. Sper să se meargă mai multă vreme cu acest obicei. E frumos. Trebuie lumea să se distreze în perioada asta de, de fășang, așa că l-am inventat, efectiv. În perioada asta e unul din obiceiurile care sunt, să zic, mai proaspăt adoptate și inventate de noi, cum o să mai fie unul cu gogoșile. Deci începem cu tăiței, terminăm cu gogoșile după balul de fășanc. Oricum, eu zic că e frumos și că merită să se păstreze, da, să se păstreze. În primul rând, e un motiv ca să ne întâlnim. Păi eu sunt, am venit de la București, acum am aflat și eu obiceiurile locale. E prima oară când vin în Banat și prima oară când vin în sânul germanilor, ca să zic așa, deci chiar nu... Și? Ce se pare? Interesant, da, e bine că lumea se întâlnește, că lumea se întâlnește, chiar dacă de la an la an sunt tot mai puțin decât mi s-a spus, e bine că lumea se întâlnește, se simte bine, se bucură de unii de alții, chiar sunt uimit, da? E o coeziune așa, comunității care pe mine mă uite și mă încântă că mai există așa ceva, mai ales pe vremurile astea grele de criză, că e bine să oamenii să-și păstreze, să păstreze așa o armonie a comunității. E frumos. În Banatul Montan, tradiția aceasta se păstrează la, la o scară mai pură, la o scară mai mare, să spunem așa. Cel din Veneția este practic un aspect mai, are un aspect mai comercial, iar cel din Banatul Montan este mai... Pazzo di la mia, oh mamma, ti voglio amare.